În acest video voi vorbi despre ultimele noutăți care au apărut în privința NIO și care, cel puțin în parte, e posibil să apară la conferința de presă care va fi ținută cu ocazia raportului financiar pe care îl va da NIO mâine seară la ora 8 seara Eastern Time din Statele Unite. În primul rând, NIO și Sinopec au avut o a doua întâlnire după ce pe 14 februarie a existat o primă întâlnire între președinții celor două companii. William Li, fondatorul și CEO al NIO și președintele companiei Qin Li Hong, au vizitat recent gigantul energetic pentru combustibili fosili, China Petroleum Corp, Sinopec Group, mai precis, potrivit unor imagini care circulă pe internet. Mass media locală a raportat că au discutat tendința de dezvoltare a industriei vehiculelor electrice, construcția instalațiilor de încărcare și schimbarea bateriilor și materiale sintetice de ultimă generație. Pe 14 februarie, președintele Sinopec, Zhang Yuzhou, a vizitat una dintre stațiile de schimb de baterii ale NIO, pentru care Qin a prezentat un briefing despre construcția și funcționarea stației de schimb de baterii și au convenit să se reîntâlnească după anul nou chinezesc pentru a lucra împreună pentru a promova dezvoltarea industriei. Zhang a purtat de asemenea o scurtă discuție cu un proprietar NIO care era acolo pentru schimbarea bateriei, potrivit unui articol postat de vicepreședintele NIO pentru managementul energiei, Shen Fei, în aplicația NIO pe 14 februarie. Articolul nu a dezvăluit mai multe detalii, dar este demn de remarcat faptul că stația de schimb a bateriei NIO era lângă o benzinărie Sinopec. Sinopec, cu un capital social de 326,5 miliarde yuani, este cel mai mare furnizor din China de produse petroliere rafinate și produse petrochimice, al doilea producător de petrol și gaze și cel mai mare producător mondial de produse rafinate din petrol și a treia cea mai mare companie chimică. Sinopec are peste 30.000 de benzinării, ocupând locul al doilea în lume. S-a clasat pe locul 2 în lista Fortune 500 2019 a celor mai mari companii din lume. Faptul că în final a existat o a doua întâlnire după prima întâlnire de pe 14 februarie arată faptul că NIO și Sinopec probabil vor ajunge la un deal. Bănuiesc în ceea ce privește crearea de stații de încărcare și schimbarea bateriilor ale lui NIO lângă stațiile Sinopec. Se știe că guvernul chinez încearcă să reducă combustibilii fosili folosiți în China pe post de combustibil la mașini și Sinopec trebuie să gândească foarte serios la viitor, când din ce în ce mai puține vehicule folosind combustibile fosil vor exista în China și vor exista restricții din ce în ce mai mari pentru cei care vor să folosească în continuare asemenea sursă de energie. Există și speculații din partea unora, cum că Sinotech și NIO ar putea să facă o fuziune. Eu personal înclin să cred că cel puțin pentru început va fi semnat un acord și de fuziune nu cred că se pune problema în acest moment. Dar dacă un asemenea anunț va apărea, probabil prețul acțiunilor NIO va sări în aer de câteva ori peste nivelul care există în acest moment. Concluzia este că dacă NIO va avea din ce în ce mai multe stații de încărcare și schimbarea bateriilor în China, va avea din ce în ce mai mulți clienți pentru că procesul de schimbare a bateriilor necesită doar 2 minute în noua versiune de stație de schimbare a bateriilor care va apărea anul acesta și acest lucru va permite celor care dețin vehicule NIO să aibă o autonomie la fel ca și cei care pun benzină de la pompă cam în același timp cât ar lua umplerea rezervorului. 2. Au apărut niște fotografii noi referitoare la ce se întâmplă cu posibila extindere a NIO în Statele Unite.
pe 4 februarie, NIO a trimis 4 containere către Statele Unite, având în total o greutate de 40 de tone. Posibil ca materialele existente în aceste containere să fie folosite pentru deschiderea unor showroom-uri. Din documentul de transport nu reiese clar ce conțin containerele, dacă sunt mașini, dacă sunt alte materiale și deocamdată putem face doar presupuneri referitor la ce există acolo. Între timp a mai apărut încă o fotografie din care se vede că pe 8 februarie au fost trimise tot către Statele Unite trei vehicule electrice, NIO ES56 și două vehicule NIO ES8. Presupun că ES56 e vorba de fapt despre ES6, pentru că din ce știu nu există niciun vehicul NIO care să aibă designarea ES56. ES8 este o mașină care este folosită pe circuite în competiții sportive. Deci, aceste 5 vehicule, coroborate cu cele 40 de tone care se pare că au fost trimise mai devreme cu câteva zile, probabil duc la ideea că NIO vrea să-și deschidă totuși un showroom în Statele Unite. Iar în ultimul timp au mai apărut și niște fotografii cu mașini NIO înmatriculate în California, cu număr de California, care se văd aici. Referitor la expansiune, se știe de anul trecut că NIO are chiar un întreg proiect care se cheamă Marco Polo, care se referă exact la extinderea, posibilă extindere în Statele Unite și în Europa. Iar ca un Easter egg, cine s-a uitat la NIO Day de pe 9 februarie, au putut observa că atunci când au fost afișate imagini din mașina care a fost prezentată atunci, noul sedan, pe navigație exista o hartă a orașului Oslo. Deci, teoretic, un posibil hint referitor la intrarea lui NIO în Europa. Referitor la raportul financiar care va fi prezentat mâine, cred că foarte important va fi nu doar numărul de vehicule care au fost livrate în luna februarie, ci și cum compania a performat anul ăsta și care sunt profiturile per vehicul. Pentru că deocamdată încă NIO are un preț foarte ridicat pe fiecare mașină care o produce și ar trebui să arate că poate să scadă costurile de producție în condițiile în care reușește să aibă din ce în ce mai mulți clienți. Știm la fel că la venituri stau foarte bine, dar iar va trebui să vedem cât de repede cresc aceste venituri și care este previziunea pentru viitor pe care o face compania. În măsura iarăși în care timpul vă permite, voi căuta să fac și o analiză a ceea ce s-a spus la Earnings Call, probabil în cursul zilei de marți.